Anul acesta am vrut să petrecem ziua de 8 martie într-un mod special. Am fost atenți la informații și ne-am lăsat atrași de muzică și bună dispoziție. Deși am ajuns până la Brașov, întâlnirea cu prietenii din Ploiești ne-a convins că am făcut alegerea cea mai bună. Vă descoper și la Brașov, nu ați pierdut eveniment? Nu, bineînțeles, cu mare drag. Am venit. Vă simt. Foarte frumos, e foarte frumos, ne așteptam, bineînțeles, și vedem lume cunoscută, au venit mulți și de la Ploiești. Și... am înțeles că o să fie și spectacol, o să stați până la final? Da, o să stăm până la final și la concerte. Mă simt ca la Ploiești, mă simt ca acasă, de asta am venit cu mare drag și sunt sigură că o să fie o seară de neuitat. Este un loc în care mă simt ca acasă, venind alături de prietenii mei și cum am văzut ce performanță este la Ploiești și ce atmosferă plăcută, am zis că de ce nu și la Brașov. Atmosfera a debutat cu căldură și a continuat cu multă muzică bună, oferită de artiștii noștri ploieșteni, Two Man Show și, bineînțeles, Nico, care ne-au dezvăluit și motivul întâlnirii noastre de aici. Mă bucur foarte tare să vă găsesc și aici. Cum vi se pare noua locație și cum te simți? Momentan mă simt și ne simțim foarte bine. Locația este superbă și abia așteptăm să facem un show de zile mari și să iasă totul perfect. Cum vi se pare publicul brașovean? Foarte cald, foarte primitor. Cel puțin până la asta a fost plin la prezentarea oficială la ora 12. Momentan a revenit lumea. Bine, locurile sunt ocupate, cred că lumea va sta și în picioare și cu siguranță va fi un show de zile mari. Iustina, am înțeles că Vioara o să cânte în această seară la Brașov. Cum te simți? Sincer, sunt puțin cam obosit. Avem și puține emoții. Pot să vorbesc în numele întregului band. Suntem... E o chestie nouă pentru noi, avem multe emoții pentru că cofeul este ne reprezintă ceva foarte, foarte important pentru noi și da, nu știu ce să spun, suntem... Crezi că și Vioara va avea emoții sau nu? Nu, Vioara nu, eu cu siguranță, da. Doamna Moianu, de la București la Brașov, care este motivul pentru care ați venit aici? Am venit la lansarea unui loc frumos în Brașov, în inima orașului. E vorba despre o cafenea cu suflet, o cafea bună oricând. Eu sunt o mare amatoare de cafea și recunosc că dimineața mă trezesc cu o cană mare de cafea și n-aș fi putut rata acest eveniment pentru că e lansat de omul care nu numai că mi-este prietenă, ultima perioadă am lucrat împreună. Elena, managerul acestui loc, este o persoană deosebită. Eu cred în ea. Astăzi, 1 martie, la Brașov s-a deschis cofeul. Nico este prezentă și aici. Cum vă simțiți? Foarte bine, lumea ne așteaptă, trebuie să începem să cântăm. Brașov este orașul meu preferat, unul dintre orașele mele preferate, cu oameni buni, ca și la noi în Ploiești, de altfel. Cum să spun, în afară de muzică, pentru mine, pe locul... lăsăm la parte familia, ca să spunem așa, pentru că este pe primul plan, muzica și cafeaua. Deci îmi plac cel mai mult. Cafeaua este a doua mare dragoste a mea. Așa cum vă anunțam și în ediția anterioară a emisiunii, petrecerea Cofeul de la Ploiești săptămâna trecută s-a mutat la Brașov, motivul fiind deschiderea unei noi cafenele sub același brand și cu aceeași aromă exotică. Ce înseamnă pentru dumneavoastră evenimentul acesta? Ceva special. Ceva de suflet, că am reușit să construiesc ceva. Am început la Ploiești, continui cu Brașovul și vom vedea unde Dumnezeu va face posibil să mergem mai departe. Mister, congratulations for this day. Felicitări pentru această zi. Ați deschis un nou cofeol aici la Brașov. Cum vi se pare? Sunt foarte bucuros pentru rezultate și mă simt mulțumit pentru primire, pentru atmosferă. Mă simt încântat. Sunt foarte mândru pentru ceea ce se întâmplă și sper ca totul să fie bine pentru mine, pentru cei din Brașov, pentru comunitate, pentru toată lumea. Îmi doresc ca toată lumea să se bucure. Ce credeți despre cofeol?
Cofeol este un brand cunoscut, un brand reprezentativ pentru cafea, un brand care reprezintă multe, nu doar din punct de vedere calitativ, ci reprezintă un stil de viață aici la Brașov, în România și oriunde ne dorim să fim. Produsul pe care l-ai băut? Mi s-a părut foarte bun, aromat și cu fructe de pădure. Putem spune că am petrecut la Brașov Ziua Femeii într-un mod inedit, însă ne-am întors la Ploiești, orașul nostru de suflet, unde săptămânal vom fi atenți la evenimentele organizate pe care în mod sigur vi le vom prezenta. Ploieștiul meu drag să-mi trăiești, în sufletul meu veșnic tu ești. Te vreau mai frumos, te vreau mai bogat, al țării iubite, oraș minunat. La mulți ani, Ploiești!